La 6 ore de la deschiderea secțiilor de votare au fost sesizate 10 de încălcări. O parte dintre ele au fost înregistrate de poliție, altele de observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală. Despre ce este vorba, ne spune jurnalistul TVR Moldova, Natalia Chicu. Natalia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Până la această oră, poliția a documentat mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor la secțiile de votare. Un asemenea caz a fost înregistrat în satul Zolonceni din raionul Creuleni și în satul Căpriana din raionul Strășeni. Ar fi încercat să organizeze transportarea alegătorilor la secțiile de votare și unul dintre candidații la funcția de primar în satul Corjova. În același timp, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, un cetățean a sesizat faptul că o familie, soț și soție, și ar fi fotografiat buletinele de vot cu ștampila aplicat. În acest caz a fost inițiat un proces contravențional, iar cei doi riscă amendă de până la 50 de unități contravenționale, ceea ce înseamnă 2500 de lei pentru periclitarea procesului de votare. În același timp, în orașul Comrat, un bărbat a îndemnat cetățenii să nu-și exercite dreptul la vot. O altă încălcare a fost înregistrată și în orașul Telenești. Un alegător în stare de ebrietate ar fi făcut scandal în secția de votare. Acesta a intrat biat în secția de votare, a buțit buletinul de vot, după care l-a aruncat jos. Până la ora 12, Comisia Electorală Centrală a anunțat că au fost înregistrate peste 20 de încălcări în procesul electoral. Care sunt aceștia? Acestea vă invit să le urmăriți în reportajul ce urmează. Localitatea cu cea mai ridicată prezență la vot este Pocrovca, raionul Dondușeni, unde până la această oră se atestă o rată de participare de peste 54%. La polul opus, deci localitatea cu cea mai slabă prezență, se dovedește a fi Salcea, Taraclia, unde la urne s-au prezentat mai puțin de 1% de alegători. Reprezentanții CEC au mai anunțat că în satul Taraclia din raionul Căușeni, dar și în alte 45 de localități, alegătorii vor găsi în buletinele de vot câte un singur candidat la funcția de primar, iar în 21 de localități câte un singur concurent pentru funcția de consilier. Acolo unde am anunțat dimineață că într-o secție de votare este necesar să fie retipărite buletinele de vot, situația s-a remediat și procesul de votare a fost reluat către ora 10. Și misiunea Promolex de observare a alegerilor locale a vorbit despre încălcările înregistrate până la ora 9. Au fost 141 de incidente, între care 44 au fost analizate de către experții asociației. În primul rând, am constatat că au avut loc cu regret 4 cazuri de restricționare a accesului observatorilor sau de obstrucționare a procesului de observare liberă în secția de votare. Și vom menționa în care secție au avut loc aceste cazuri. Secția 1, orașul Cahul, secția 202, sectorul Rușcan-Chișinău, secția 58, sectorul Botanica. Printre încălcările raportate de Promolex se numără și lipsa accesului la internet, deschiderea înainte de ora stabilită a unor secții de votare, precum și erori în listele cu alegători. Un alt tip de incident constatat de misiunea de observare ține de deficiențele în funcționarea sistemului informațional automatizat de stat alegeri. Și aici au avut loc erori tehnice, probleme ce țin de înscrierea alegătorilor, accesul la internet. Cu privire la prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în rază de 100 de metri, am constatat 3 cazuri de acest gen. Porumbești, secția 38, raion Cantemir, Botanica, sectorul Botanica, secția 52, Chișinău, și Buiucani, secția 100. Potrivit CEC, scrutinul de astăzi va fi monitorizat de 1500 de observatori naționali și internaționali.